Salutare și bine ați revenit la un nou episod de pe canal. În episodul ăsta o să avem treabă. Deci în episodul ăsta, băieți, o să avem treabă. În momentul ăsta vin direct de la primărie, că m-a sunat primarul și mi-a spus: băi, Andrei, vino până la primărie să facem acolo planul, să facem recapitularea la misiunea de astăzi. Și care este misiunea de astăzi? Ei bine, băieți, misiunea de astăzi este să livrăm niște nisip. Da, o să livrăm, băieți. Deci la un om, băieți, nu-l știți voi, îl cheamă Mihăiță și a comandat, bă, băieți, deci știți cât a comandat? A comandat o grămadă, deci a comandat, băieți, cred că 5 tone, deci cam 5 tone de nisip. Habar n-am, deci nu mă întrebați pe mine ce face omul ăla cu tonele alea de nisip, dar tot așa, cred că face o casă ceva, adică 5 tone de nisip, voi vă dați seama când vine 5 tone de nisip, vine o grămadă. Și dacă, băieți, tot avem trecere pe aici, o să mă uit și pe la porumb, că vreau și eu să... Bă, dar e mic, bă, porumbul, bă. Da, ăsta e porumbul meu. Hai salut. Bă, dar e mic, bă, porumbul ăsta al meu, bă. Aolo. Nu e bine. Deci nu e bine. Deci... un pic mai mare decât la genunche, bă, dar nu e bine deloc, bă. Oricum, și terenul ăsta l-am pus ultimul de porumb. Deci terenul ăsta este pus ultimul cu porumb. Bă, dar totuși e mic, deci e mic. Trebuia acum să fie cât mine de mare. Deci acum trebuia să fie cât mine de mare. Dar uitați... Cred că o să-l stropim, băieți. Cred că o să-i dăm un fertilizator, că nu merge așa. Deci nu merge așa, doar uitați și voi cât este de mic. Deci n-are cum, ia scrieți, adică bineînțeles nu e nevoie să scrieți, dar totuși, normal, porumbul acum este cât mine, deci este, băieți, cât mine de mare. Dar asta e mic rău de tot, nu, ar fi posibil să dăm faliment, deci ar fi posibil să eșuăm cu porumbul anul ăsta. Deci e mic, 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 deci uitați și voi, mai mare este greu decât, da, nu e bun. Nu e, deci cel puțin terenul ăsta o să trec la toate să văd cum se prezintă. Hai, salut! Dar terenul ăsta nu e bine, deci chiar nu este bine. Trebuia să fie acum mare, deci trebuia să fie cât mine, ce să mai... O să-i dăm, deci o să-i dăm, băieți, să văd ce mai am pe acasă, pe acolo, fertilizator. Și dacă este, dau și cu insecticid, cu erbicid, ceva, dar nu e nevoie de erbicid. Dar oricum, fertilizator o să-i dau, sigur. Deci fertilizator o să-i dau sigur, că nu se poate așa ceva. Deci nu se poate, băieți, așa ceva. E mic rău de tot. Bun. Hai, băieți, că am ajuns la destinație. Aolo, dar am luat și eu curba de... Aolo. Bun. Deci o să bag eu mașina, știți ce, cred că fix aici. Nu cred că o să... Bă, dar stai, mă, un pic. O las afară, a, uite. O las, uite, aici, lângă tractorașul ăsta. Bun, ușor aici, ușor să nu dăm în gard. Ușor să nu dăm în gard, că atât ne trebuie. Hai să dau aici o oprire și să închid și eu ușa aici. Foarte bine. Deci o să trebuiască să livrăm astăzi 5 tone de nisip. Văd că nisipul este pregătit acolo. Alexandru! Bă, nu e nimeni. Mi-a spus primarul că ar fi Alexandru aici. Om care este responsabil pentru treaba asta, dar nu este. Dar măcar mi-a dat cheile la amândouă tractoarele. Deci... ăsta este, băieți, nisipul. Nu cred că este ăsta, aici e mai mult. Aici e mai mult, oricum au tot făcut. Deci au mai făcut niște transporturi din ăștia. Doar că nu m-a chemat primarul pe mine. Nu știu de ce, deci chiar nu știu de ce. Dar nu m-a chemat primarul pe mine să le livrez. Bun, deci hai, băieți, să dăm noi aici, nici nu știu. Camionul ăsta. Hai să deschid aici ușa frumos. Foarte bine, deci o să trebuiască 5 tone. A spus omul, băi, Andrei, 5 tone dacă se poate. Adică nu că dacă se poate, atâta trebuie să pui 5 tone și gata. Bun, deci o să-l pun eu, băieți, o să-l întorc. Ușor să nu dăm un gard și să nu dăm nici în cutiile alea. Deci o să-l pun, băieți, eu uitați exact aici. Deci cam așa o să-l pun, dita mai camionul. Foarte bine. Și haideți, băieți, acum să trec și pe excavator. Deci o să-l conduc excavatorul ăsta pentru prima dată pe filmare. Deci pe filmare pentru prima dată. Hai să dau aici direct o cheie. Bun, a luat-o? Da, băieți, a luat-o.
Bun, băieți, o să schimb eu aici cupa, că nu-mi place asta, deci de ce să vă mint, dacă chiar nu-mi place. O să o iau și eu cupa cea clasică până la urmă. Hai să o descarc eu, să o cobor pe asta. Uitați, direct aici, foarte bine. Bun, gata. Și acum o să o luăm noi, băieți, cupa care are și capacitate mai mare și se manevrează și altcumva. Deci se manevrează și mai ușor. Pentru mine, deci mai ușor îmi este mie cu cupe din ăștia decât cu modelul ăla de cupă. Bun, gata, hai că am cuplat-o totul bine aici. Foarte bine, băieți, și acum o să descărcăm și noi ca un adevărat șofer de excavator sau ca un adevărat excavator, chiar nu știu. Bun, deci o să încerc, băieți, bun, hai să întindem noi aici brațul cât de mult se poate ca să iau eu direct de sus de aici. Deci ca să iau eu direct de sus de aici. Foarte bine, băieți. Bun, hai să strângem brațul aici. Bun, 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 bun. Hai că am luat tot. Hai că am luat tot, băieți, bun. Stați un pic că nu am luat tot. Tot trebuie să mai luăm, deci 5 tone. Voi vă dați seama cât o să trebuiască să luăm. O să iau direct de aici din grămadă. Deci direct din grămadă, ce să mai. Bun, hai să întind eu aici brațul, să-l cobor puțin el așa și să iau direct de aici din grămadă, că nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Bun, mai așa puțin el. Cam așa, băieți. 3 tone este suficient. Este suficient. Bun. Wow, deja. Stai un pic, dacă deja am luat 3 tone dintr-o cupă, asta înseamnă că o să punem 2 cupe, nici atât. Da, destul de ciudat. Destul de ciudat. Bun, hai să dau eu aici, băieți, o descărcare. Bun, ușor, stai un pic să dau mai așa ca să nu descărcăm pe jos. Bun, hai că se descarcă, băieți. Hai că se descarcă. Foarte bine, hai că mai este puțin. Mai este puțin acolo, dar s-a blocat pe acolo prin spate, dar mă rog, nu contează. Bun, deci hai, încă o cupă, deci încă o cupă, băieți, ne mai trebuie. Și v-am umplut deja 5 tone, deci voi vedeți cât de repede, deci vedeți cât de repede 5 tone. Stai că și până înainte m-am mirat, am spus, bă, 5 tone atât de mult, dar uitați și voi, 2 cupe în cap. Deci 2 cupe în cap. Bun, hai, cam așa. Deci normal acum, băieți, i-am pus 6 tone. I-am pus 6 tone la om. Asta este acum ca să le descarc. Asta ar veni. Aolo, stați puțin, stați puțin că nu se poate așa ceva. Deci o să-i pun, băieți, la om, ce să mai. Dacă m-am apucat deja să-i pun 6 tone, acum asta înseamnă să descarc camionul ca să mai iau o tonă. Așa că o să las și așa. Aolo, stați puțin mai sus, mai sus. Facem aici probleme. Bun, așa, mai jos puțin el. Foarte bine, hai așa, bun. E bine, hai să dăm, băieți, direct o descărcare. Bun, bun, foarte bine. Hai că se descarcă, băieți. Hai că se descarcă. Bun, și gata, ălea sunt 5 tone. Ălea sunt 5 tone. Hai să las eu excavatorul direct aici. Deci o să las eu. Bun, gata, direct aici. Dau o oprire și închid aici și ușa. Deci 6, mamă, 6 tone jumate. Deci știți ce? Îl las așa. Îl las așa, băieți, ce să mai, direct 6 tone jumate, ce să mai. Nu mai am altă posibilitate. Gata, atât am pus, atâta a rămas. Ăsta este rezultatul final. Bun, hai să fac și eu niște poze aici frumos și gata, plecăm la muncă. Girofarele, aprinde și noi girofarele aici frumos. Foarte bine. Deci lui Nea Mihăiță, oricum nu Nea Mihăiță, că nu e bătrân, deci nu este bătrân. Stați puțin să închid și eu ușile aici, ca să nu intre nenea rău peste, să nu-i fac aici băieții răi probleme în curte acolo. Bun, hai să dau eu mai în spate, să treacă mașinile ăștia, ceva de aici, din partea asta, nu nimic. Bun, hai să trac aici omul. Bun. Deci mi-a explicat așa primarul pe unde ar sta Nea Mihăiță ăsta. Că Mihăiță, ce Nea Mihăiță? Mihăiță. Nu știu, chiar nu știu ce vrea să facă cu 6 tone. Normal 5, doar că i-a mai pus o tonă în plus. Deci i-a mai pus, băieți, o tonă în plus și se pare că așa o să rămână. Adică 6 tone jumate. Ba chiar, deci 6 tone jumate. Deci o să mergem, băieți, și o să descărcăm acolo lunea, lui Mihăiță, ce să mai.
deci lui Mihăiță. Și o să văd dacă mă descurc eu să livrez la casa corespunzătoare. Mi-a explicat așa primarul pe unde ar sta. Deci mi-a explicat, băieți, adică nu ar trebui să fie o problemă. A spus că stă pe acolo față în față cu ferma mea. A spus că o să aștepte acolo o mașină galbenă afară. Eu scoas o mașină galbenă în fața curții lui. Și dacă m-am gândit eu bine, e al lui Cătălin, că Cătălin este acolo. Și da, știu unde, deci știu unde. Bun, deci cu 6 tone direct, deci cu 6 tone dita mai basculanta. Deci doar uitați câta basculanta de mare transportă de 6 tone. O să o folosim, bineînțeles, în caz că o să fie construcții ceva prin sat, construcții ale drumului, vă dați și voi seama, o să o folosim, bineînțeles. Dar până atunci, până o să avem noi nevoie de încărcătură mare, deci să știți că toată capacitatea asta la remorcă, la basculantă, este băieți de 20 de tone. Deci doar gândiți-vă cât o să fie de grea cu 20 de tone de nisip plus greutatea ei. Deci o să iese la un tonaj mare. Deci o să iese băieți la un tonaj chiar foarte mare. Hai să ne dăm noi. Ia uitați, bă, au tăiat aici pomii și au lăsat acolo creangă, ați văzut? Deci au tăiat băieții pomii acolo și au lăsat o creangă. Aolo, stați puțin să mergem mai ușor. Deci să mergem și noi mai ușor pe aici. Bun. Deci uitați că primarul nu a plecat, deci încă este la primărie. Ușor și aici. Am intrat deja în sat, băieți. Deci este... trebuie să mergem mai atent în sat, înțelegeți? Deci trebuie să mergem mai atent. Să fim mai atenți în sat. Bun. Deci, Nea Mihăiță a spus, aici e ferma mea. Da, uitați, mașina galbenă, exact cum a spus. Aici o să fie băieți Nea Mihăiță. Hai să-l întrebăm. Hai, salut, domnul Mihăiță, știți cumva unde stă? A, aici stă. A, e bine. E bine. Hai că o să strig eu la om, că cred că o să dureze până o să răspundă și revin. Bun, băieți, deci am vorbit cu Mihăiță, gata. Aici dau direct cu spatele, vine vreo mașină. Hai să pun și eu pe avarii și să încercăm să băgăm noi aici dita mai basculanta în curte acolo, că o să avem ceva dificultăți. Deci chiar o să avem ceva dificultăți pe ușa, că e ușa asta mică, după cum se... A? Ba, hai băieți că intrăm aici fără nicio problemă. Deci intrăm fără nicio problemă. Deci i-am spus la om că ascultă, fie că îți place, fie că nu, am mai pus o tonă jumate în plus. Și a spus, bă, e bine, mă, e bine, îți mulțumesc. Deci chiar este de bine. Bun, Mihăiță, unde descărcăm noi? Unde, aici? Sau în față, acolo nu cred că o să încapă. Bun, stați un pic să mă dau eu să vorbesc cu el. Mihăiță, unde ești, mă? Bă, Mihăiță. Deci da, băieți, o să descărcăm, am vorbit cu el și a spus fix aici. Deci a spus fix aici. Bun, băieți, deci cam așa. Bun, haide, Mihăiță, ești gata de descărcare? Bun. Așa, mai în față, ușor aici, ușor. Mamă, o grămadă mare de nisip. Deci a luat domnul Mihăiță o grămadă imensă de nisip. Mai este ceva? Nu mai e nimic? Hai să dau eu aici. Să mă dau jos, jos, să văd despre ce este vorba. Bun, am pus asta nisipul bine. Hai băieți că l-am pus bine. Mihăiță a plecat în casă să aducă bănuțul. Și cam asta e grămadă. Deci aici sunt 6 tone jumate. Deci omul a comandat 5 și i-a mai dat, băieți, încă 6 tone, încă o tonă jumate, așa în plus. Că este primul client, prima livrare și am făcut noi cinste. Nu știu ce o să facă, deci chiar nu știu ce o să facă. Poate, nu, chiar habar n-am. Chiar nu știu ce o să poată omul ăsta să facă cu 6. Stați un pic mai încet că mă aude. Deci chiar nu știu ce poate să facă cu 6 tone de nisip. Bun, păi băieți, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Bineînțeles că o să urmeze episoade tari. Deci vă spun de acum, o să urmeze episoade tari. Eu am fost Andrei. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Serverul meu de Discord este în descriere. Și până în episodul următor în care ne reîntâlnim, v-am salutat. Pa, pa! Cred că o să ne vină paleții. Deci o să ne vină băieți.
o zi urâtă, deci a fost o zi urâtă când nu am avut băieți curent și camera mea merge direct cu semnal de la satelit. Când tu să-mi pun niște panouri, ca să am și eu curent, că până la urmă, uite, mai fac o treabă, mai încarc o baterie de la cameră, mai ăla, una, alta. Și, oricum, curent. Și o să ne trebuiască și nouă curent. Bă, dar ce am, mă? Că avem nevoie și de curent, nu? Adică eu cel puțin am nevoie și de curent. Acum nu știu dacă voi aveți nevoie de curent, dar eu am. Bun, hai că am ajuns și în... Bă, băi, câte... Noi trebuie să gândim cu un, cum se spune, să gândești de două ori înainte să... Mă rog, am uitat cum era vorba aia, bun.